Bună seara, sunt Georgia Pietreanu. Bun găsit la informațiile despre vreme. Să mergem pe continent. În cea mai mare parte a Europei, vremea va fi frumoasă, valorile termice se mențin asemănătoare cu cele de astăzi. Însă în vest, în sud și în partea central-sudică, atmosfera va fi schimbătoare. Vor cădea averse cu descărcări electrice și izolat va fi grindină. La Chișinău, mâine, după orele amiezii, cel mai probabil vor fi ploi de scurtă durată cu tunete și fulgere. Până atunci însă cerul va fi senin. Temperatura maximă va urca până spre 28 de grade, dar de luni va fi în scădere, iată 25, respectiv 24 de grade, însă se mai potolesc ploile. În țara noastră, mâine în jumătatea de nord a Moldovei, în Transilvania, în Crișana, în Banat și în Oltenia, vremea va fi capricioasă, mai ales în a doua parte a zilei. Cerul va fi acoperit, va ploua torențial, vor fi căderi de grindină și cantități de apă însemnate de 20-25 de litri pe metru pătrat. În timpul ploilor o să bată și vântul, vor fi rafale de 55-65 de kilometri pe oră și se vor forma vijelii. Temperaturile maxime, mai scăzute față de zilele trecute în nord și nord-est, vor fi cuprinse între 21 și 31 de grade. Și în capitală se strică vremea, de mâine seară o să înceapă să plouă, apar fenomene electrice, iar vântul va fi activ. Temperatura, în schimb, rămâne ridicată și vom avea în jur de 31 de grade la amiază. Luni și marți vremea se menține instabil, așteptăm din nou averse cu descărcări electrice și vom avea, iată, spre 28-29 de grade. La munte, la fel ca în cea mai mare parte a țării, vremea va fi instabilă, va ploua torențial într-un interval scurt de timp, apa acumulată va depăși izolat peste 50 de litri pe metru pătrat, vor fi tunete și fulgere, grindină, posibil și vijelii, scad și temperaturile, iată 18 grade la Sinaia și Stâna de Vale. La mare, vremea va fi caldă cu maxime ce se vor situa între 24 și 27 de grade, iar apa mării va avea între 21 și 24 de grade. S-ar putea nora după amiaza și seara și tot atunci să cadă averse, iar pe parcursul zilei vântul să aibă perioade când își va face simțită prezența. Pe litoralul bulgăresc, iată în stațiuni, cer variabil spre senin și temperaturi plăcute de până la 23-24 de grade. În stațiunile din Grecia, vremea va fi împărțită, în timp ce în Taso și Lefkada va fi frumos, ei bine, în Creta și Halkidiki va ploua puțin, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 25 de grade. Revin în țară. De luni se răcorește în toate regiunile. Maximele se vor situa între 15-16 grade în nordul Moldovei, până spre 29 de grade izolat în Muntenia și în vestul Dobrogei. Pe lângă faptul că scad valorile termice, vor fi averse, descărcări electrice, vânt, mai ales în timp ce va ploua, prin sud-est, extremitatea de vest, se vor aduna cantități de apă importante de 25-35 de litri pe metru pătrat. Marți, vremea se menține asemănătoare, va fi chiar rece în nordul țării, în Oltenia, în Transilvania, în Crișana, în Maramureș și în vestul Munteniei. Va ploua mult, în restul zonelor ploile vor fi mai restrânse. În sud-est vântul va avea ușoare intensificări, iar maximele se vor încadra între 17 și 27 de grade. Acestea au fost informațiile despre vreme. O seară frumoasă tuturor! La revedere!